Bună ziua! Înainte de a începe discuțiile pe ordinea de zi, vreau să subliniez câteva puncte. În primul rând, pentru Ministerul de Externe, o să vă rog să țineți în continuare legătura cu omologii dumneavoastră din Belgia, să fim în permanență informați de evoluția lucrurilor la Bruxelles, unde avem o comunitate de români importantă. Și trebuie să fim siguri că lucrurile sunt în regulă acolo pentru ei. Știu că domnul ministru Comănescu a avut discuții cu ambasadorii noștri la Bruxelles, care sunt în contact permanent cu autoritățile de acolo. O să vă rog să continuați acest contact și să mă informați pe măsură ce apar noutăți. După cum vă este cunoscut, ambasadorul a vorbit cu consilierul diplomatic al primului ministru belgian și a transmis mesajul dumneavoastră și noi o să continuăm să vedem care sunt dezvoltările, mai ales că au loc și o reuniune foarte importantă acolo, summitul UE-Turcia pe 29. Da. Mulțumesc. Pe de altă parte, domnul ministru al Sănătății, astăzi am fost împreună să vizităm câțiva dintre accidentații de la Clubul Colectiv. Astăzi o să adoptăm ordonanța de urgență care o să ne permită să rambursăm cheltuielile cu deplasarea în străinătate, atât în spitale din Uniunea Europeană, cât și în afara Uniunii Europene, pentru cei accidentați care au trebuit să fie deplasați acolo, pentru ei și pentru însoțitori. Și o să vă rog împreună cu doamna ministru al Muncii să vă asigurați că și celelalte persoane care sunt în țară și care au dreptul la un sprijin financiar au avut acces la aceste fonduri, la această susținere financiară. Domnul ministru al Agriculturii, o să vă rog, în ciuda faptului că știu că sistemul informatic la Agenția de Plăți pentru noua perioadă 2014-2020 la plăți directe pentru agricultori nu era finalizat și au fost acolo niște sincope pe care le-ați identificat. Știți că Comisia Europeană ne dă dreptul să plătim în avans o parte din subvenția la hectar. O să vă rog să vă mobilizați atât cât e nevoie zi și noapte și în zilele pe care le mai avem la dispoziție până la începutul lunii decembrie să facem plăți cât mai multe. Și o să vă rog totodată să și comunicați pe marginea acestui lucru, să explicați oamenilor ce se poate face, ce nu se poate face, dar e important să recuperăm cât mai mult din întârzierea cu pregătirea pentru plata la hectar, pentru plata acestui avans. Am discutat și cu domnul ministru Tobă și cu domnul Arafat. Situația de la ISU București arată că, de fapt, acolo sunt probleme structurale și nu doar o situație punctuală. Sunt deficiențe care vor trebui corectate și mă bucur că în programul de guvernare, fără să avem toate aceste elemente pe care le avem acum, am introdus și obiectivul de a reforma ISU și de a face în așa fel încât cei care își fac treaba corect acolo și care își sacrifică chiar viața în situații dificile de intervenție, n-aș vrea ca aceștia și credibilitatea lor să fie afectată de cei care, pe partea de prevenire, din câte observăm, din păcate nu-și fac treaba și își pun colegii în situații dificile. O să vă rog să transmiteți domnului Arafat că aștept de la dânsul, în perioada imediat următoare, un plan de reformă și de restructurare a ISU, mai ales pe partea de prevenire, unde înțeleg că sunt sincope, pentru că ce am aflat astăzi, și domnul Arafat mi-a spus că și dânsul a aflat abia ieri seară, faptul că cei de la ISU București, pe partea de prevenire, fuseseră deja informați de problemele de la Clubul Colectiv și în loc să meargă să facă verificările acolo și să ia măsurile necesare, au mai adăugat o hârtie la birocrația noastră obișnuită, le-au trimis prevederile legale celor de la Clubul Colectiv, spunându-le ce să facă, fără să verifice concret pe teren. Sunt aproape convins că nu e o situație singulară, probabil nu e doar la București și de asta aș vrea să văd în perioada imediat următoare din partea domnului Arafat și o să vă rog să vă implicați și dumneavoastră personal o analiză și un plan de acțiune acolo pentru o restructurare a ISU.
Pe de altă parte, vă rog să confirmați că cei de la conducerea ISU București au fost demiși și că nu mai au ce căuta în conducerea ISU sau în ISU ca atare. Pentru că e păcat că din cauza unor astfel de comportamente săpăm la credibilitatea unei instituții care se află în prima linie a serviciului public. Deci am înțeles că conducerea a fost suspendată. Vreau să mă asigur că conducerea este demisă și că niciodată cei care au fost la conducerea acolo la ISU București nu se mai pot întoarce. Știu că sunt niște reguli la militar legate de procedură, dar vreau să mă asigur că cei care au fost la conducerea ISU nu mai au ce căuta în sistem. Domnul prim-ministru, vă informez că într-adevăr aseară domnul secretar de stat Raed Arafat a luat la cunoștință faptul că încă de la sfârșitul lunii septembrie o societate comercială care organiza manifestări în clubul respectiv a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și conducerea ISU București. În momentul în care am avut această informație, i-am cerut domnului secretar de stat ca toată situația de fapt să fie înaintată de urgență la Direcția Națională Anticorupție pentru a fi valorificată la dosarul penal al cauzei și întreaga conducere de la ISU București-Ilfov a fost pusă la dispoziție până la definitivarea situație, urmând ca în cursul zilei de astăzi să împuternicim pe altcineva să-și asigure continuitatea comenzii la structura respectivă. Vă informez că totodată am dat drumul la o evaluare de sistem pentru a verifica măsurile pe care trebuie să le luăm acolo, inclusiv cu transparența. Primul pas a fost, v-am informat cu transparența tot ceea ce înseamnă sponsorizări. Voi emite un ordin al ministrului care toate sponsorizările vor fi obligatorii pentru a fi afișate pe site-ul instituției, pentru a crește gradul de transparență și totodată vom dispune și alte măsuri pentru creșterea eficienței acestor structuri de prevenire, pentru că aici, în prima fază, se vede că sunt principalele probleme, pentru că este cei de la intervenții, cei care intervin atât pentru urgență medicală, cât și pentru stingerea incendiilor, aceștia în mare parte își fac datorie. Mulțumesc și aș vrea să fie o învățătură pentru toți noi, pentru noi toți membrii guvernului, nevoia de transparență. Pentru că dacă nu suntem transparenți, unii dintre noi, chiar fără să vrem, putem ascunde lucruri care trebuie făcute publice tocmai pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în serviciul public. La Ministerul de Interne am tot insistat zilele acestea după o solicitare de informare privind sponsorizarea, să fie publicate toate documentele care nu sunt secrete prin lege sau care nu sunt confidențiale prin lege. O să vă rog de acum înainte, fără să mai fie cazul să mai intervin eu, atunci când sunt solicitări, să dați acele informații care sunt publice și o să vă rog chiar în săptămânile următoare să vă faceți o analiză cu toate elementele care pot să fie făcute publice, să le faceți publice pe site-ul Ministerului, pentru că ăsta e primul pas în reforma administrativă, e primul pas în câștigarea încrederii oamenilor că ceea ce ne-am angajat să facem, chiar o facem pe bune și nu doar declarativ. Vă mulțumesc, o să trecem acum să discutăm ordinea de zi. Domnule prim-ministru, numai o precizare legat de ce ați spus în vedere Ministerului Muncii, legat de victimele de la colectiv, vă comunic că le dăm, suntem la zi, în urma solicitărilor pe care le primim. Ministerul Muncii a pus la dispoziție 2 salariați ai Agenției de Plăți și Inspecția Muncii, care se deplasează cu toată formularistica, fie la spital, fie la domiciliile însoțitorilor, s-au acordat și celor care au fost transportați în străinătate și celor care se află spitalizați. Repet, toate datele există pe site-ul Ministerului Muncii. Ministerul, în momentul în care primește solicitarea, procedează imediat la acordarea acestor ajutoare. Mulțumesc. O să vă rog atunci, punctual, împreună cu domnul Ministru al Sănătății, să clarificați și situația una dintre pacientele cu care am discutat astăzi dimineață și care m-a întrebat când are acces la banii respectivi. Să vedeți, domnul ministru, exact situația respectivă și să o clarificăm. Solicitare imediat. Mulțumesc. O să trecem atunci la ordinea de zi. Vă mulțumesc.